Lasă-te mai jos, așa. Asta se vadă unul. Se mobilizează ei. Bine, tata. Da. Să vedem atunci. Merge la tot? Stai două secunde. Așa. Hai. Sunteți mulțumit de ce ați văzut aseară la meci? Păi nu sunt mulțumit. Sunt foarte mulțumit. Pentru că ăsta, meciul ăsta, primul, era mai dificil, având în vedere că Mititelul avea o echipă bună, adică anul trecut am văzut o echipă care joacă și care are ocazie, nu le-am dat nicio șansă. Putea să fie 3-4-0 în prima repriză, n-au avut într-o repriză nici măcar un șut pe poartă, n-a avut ce apăra. Asta vreau eu de la echipa asta, ce v-am spus. Să nu se apropie adversarul de careu. Un joc de campionă? Ați arătat cel campion. Mai bine în început. Băi, bucuria e că e și primul meci. Ia echipa din ce în ce va juca mai bine. Relații de joc, combinații. Bine meciul cu Dinamo. Până la urmă, ce va fi, domnul Betali? Va fi pe unde Genca? Va fi pe Genca? Eu nu știu care-i treaba, care-i nebunia asta. Adică eu văd dacă a dat... Adică mie mi-a spus primul ministru atunci, domnul Becali, acum un an, la Patriarhie, pe scenă. Avem obligația și datoria ca Steaua să joace în Genci. Așa mi-a spus. Omul a dat ordin, s-a ținut de cuvânt, a dat ordin, ca s-a văzut. Ministrul apărării a dat ordin mai departe, numai că nu se execută ordine în România. Adică, domnule, da, executăm ordinul, dar îi punem noi o clauză care nu poate să îndeplinească. Adică 1 milion de euro, clauză, pe un bun care costă 200.000. Dacă se strică, poți să-mi pui clauză, să ți le refac nou. Dar nu că să dau 1 milion. Poliță de asigurare, care mi se pare numai în Olanda poate să dea poliță de asigurare pentru gazon. Dar n-ar putea să fie o clauză tipizată pentru toată lumea? Adică nu să vă impună noastră 1 milion. Păi da, nu, dar asta dacă o fac, trebuie să o facă pentru toată lumea. Da. Dar dacă deja au închiriat la o federație română de fotbal, el trebuie să fie contractul ca și el, exact. Sau că, domne, vezi, doamne, nu știu ce, că orice persoane care fac drag și se folosesc de Steaua, că băi, eu pot să răspund pentru suporteri sau pentru orice om care se uită la televizor sau orice om care vine la meci, păi treaba lor, ei ce fac, e problema lor, eu răspund de mine. Sau că să nu folosească că numele de Steaua, păi cum să nu-l folosesc, mă, numele de Steaua? Păi numele de Steaua, eu sunt Steaua, eu! Ba, dacă n-aveam un proces, da, domnule, hai să fie. Bă, dar din moment ce miniștri, primul ministru, hotărârea de guvern, Steaua se duce la asociația, generalii. Bădălan, că-l văd la televizor de deștept. Vino, bă, dacă ești bărba, Bădălane. Da, domnule, am dat lui Steaua, lui Becali, că eram în Consiliul de Administrație și am semnat. Da, atâția bani și primește acțiuni la Steaua. Băi, am primit Steaua acțiune, așa e semnatul general, Pigui, Zisu, să vină să zică, dumnezeu că n-au demnitate de general, să vină să impună, domnule, am dat Steaua omului, sunteți nebun la cap? Tu vezi ce nebunie în țara asta, general, care apar la televizor, n-are pic de demnitate. Dă primul ministru un ordin și nu e respectat de un... Și nu e respectat, de... da, nu e respectat, ministrul respectă, numai că subalternii nimic nu respectă, de ce? Lasă, mă, că ce să le fac? Îi punem noi acolo o clauză și care să nu poată să facă. Și până la urmă se rezolvă sau cum? Bă, nu știu. Eu ce văd, dar din faptul că a pus aceste clauze înseamnă, aberante, înseamnă că e ceva neregulă. Vali acum acolo zice că se va descurca, căci că ar fi de bună credință oamenii aia. Bă, nu cred. El, Vali, zice că... Nu, dumne, că ei sunt de bună credință. Bă, Vali, nu cred. Hai să vedem. Acum, eu ce văd... A, deci azi se decide, azi se discută. Păi, nu mai avem timp după aia, nu? Vine, mă, până la urmă. Se va sparge buboiul și ăsta cu... Au trecut 10 ani, da? Au echipă de 10 ani, câți bani au produs? Îi spune judecătorul, câți bani ai produs, mă, cu echipă? Unde sunt 10 ani? Ai trecut 10 ani. Deci unde sunt 36 de milioane? Că după că soare ai 36 de milioane, ai gaură 10. Cu marca care cere ei despăgubit.
a evaluat-o 3 milioane 600 pan, produs 3 milioane 600 pan, înseamnă că e neglijență în serviciu, înseamnă că e rea administrare, e rea administrare penal pușcărie. Vă gândiți să-i dați în judecată să-i întrebați? Mă, stai să vedem, putem să facem o plângere, să vedem cum a administrat ei marca aia care costă ea 3 milioane 600 pan, de a au făcut pagubă 10 milioane. Cum au făcut? Dar nu au administrat stadionul, că până la urmă așa. Sau stadionul care a costat sute de milioane și de ce nu-l dă ca să-l încheseia bani pe el? Nu? Bine, asta nu știu cu stadionul, că ei o să zică, păi noi am vrut, domne, dar noi le-am pus niște clauze că nu vrea să le respecte. Adică șmecherești de astea, știi? Bă, suntem în România. În România poți să te aștepți la orice, de la oricine. Dacă, bă, hai să spun un lucru. Da, să mă iertă Dumnezeu că nu mai vreau să am cu oameni. Bă, băieți. Bă, tată, asta este, bă, dacă Talpan a ajuns să fie speritoare în Ministerul Apărării, tu îți dai seama cât de josnic am ajuns noi? De ce Talpan a ajuns el în Ministerul Apărării, el speritoare, el comandă, el face, el le frică la oameni, de el, la general, la colonel. Băi, tu îți dai seama? Am ajuns jos rău de tot, asta e, ce să fac? Mă conformez la joșniție. Unde s-ar putea juca? Unde s-ar putea juca dacă nu va fi Ghencea? Păi, nu avem decât ăsta. Nu știu, am înțeles că s-ar putea național. Chiar se face, nu știu. Dacă ar fi național, ar fi cel mai bine, normal. Că eu n-am treabă cu ei, că ei se sperie. Că n-am treabă, eu dacă e naționalul liber, mă duc național, mă duc, am nevoie de scandal. Numai că și care e situația? Trebuie cineva să spună și dacă Ciolacu are puterea asta, că înțelepciunea o are, nu știu dacă are și bărbăția și puterea. Să zică, gata, mă, stop. Eu conduc România asta, o administrez, dați stadionul ăsta lui Becali ca să aducă bani și din Europa, acum a mai adus sute de milioane din calificări în țara românească, în conturile băncii de România, în economia României, 200 milioane, și ca să vedem și noi, ne bucurăm, se bucură milioanele ăștia de oameni, că milioane țin cu aia, nu cu tâmpenia ce zic lui Talpan. Adică aici ai contra omului toate. Toate sunt numai contra omului. Bă, dacă milioane sunt FCSB, lasă-mă omul să joace. Tu îți dai seama ce tâmpenia lumii în România asta. Nu-ți vine să crezi. Lasă-mă omul să joace, că am făcut stadion pentru oameni să joace. Doamne ferească, așa ceva. Și nu vine unul cu putere. Uite, a venit ăsta Ciolacu, a zis o să vină unul. A venit Ciolacu, a zis. Dar trebuie să aibă putere. Să spună, gata, bă, cu desfințați. Lăsați omul să joace, lăsați să meargă țara asta ceva. Că nu să, că CSA are ei echipă și au ei echipă și nu. Lăsați FCSB să joace, că mă lipsește ca campionilor. Că n-am avut stadion, de ne-am pribegit colo, 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 colo. M-au descurajat, m-au slăbit. Dacă se va juca pe Ghencea, limita și pe domnul Ciolacu? Bă, nu, dar el e prim-ministru, oricum, are oricând, o loge, oricând, oricând doar te-ți dea un telefon și e primit, nu? Djokovic, cea mai bună achiziție? Djokovic, Băluță, chiar ce... V-a plăcut atacant acolo, Băluță, vârf fals? Da, tată. Mai aduceți ceva? Chiricheș care mai... Nu are rost să mai aducem, că noi nu mai avem cine să jucăm, avem 3-4 jucători care... Nu știm ce să facem, adică nu mai avem, nu mai știm cu cine să jucăm titulari. Ați făcut o cerere să înregistrați numele FCSB Steaua la UE? Da. Da. Ce scop s-a luat? Care motiv? Motivul este încă un motiv de revizuire la hotărârea aia care a dat-o o judecătoare de la Curtea Supremă, care a dat-o aia judecătoarea, mi-a spus mie avocată că ea, avocata asta, era cu ea în complet. E acum e avocată. Și aia judecătoarea care a dat, adică n-ai voie să folosești Steaua, o nebunie, așa, ea... Dacă vedea câte o avocată cu bijuterii și cu blană, zicea, uite curva. Și pierdeau clienții procesele din cauza că zicea că e avocata curvă, de ce are blană. Și înțelegi? Aia a hotărât la Steaua atunci. Îți dai seama ce nebunie. Un fel de ăsta, de câmpul tactic al Dumbrava. Nebunia lumii. Eu n-am ce să fac. Eu dau slavă Domnului că sunt bine, sănătos, merge bine, încerc să fac ceva, mă lasă bine. Nu mă lasă, asta e, ce să fac. Am 65 de ani, că tot mai trăiesc și eu, încerc să fac lucrurile bine. Dacă ei nu vor bine în România, ei n-am ce să fac. Dacă cine, bă, cine conduce, nu conduce cu putere, bă, stop! Așa, și așa, și așa!
punct, nu că clauze, că nu știu ce. Ai dat ordin? Așa se... N-ai executat ordinul? Afară? Afară? Luați și gradele aia, degradat? Așa se face în armată. La mine armată? La mine aparat aici nu se execută așa? Odată eu spun. La revedere. Hai, pleacă tată, la mine nu se execută ordinul. Apoi a spuneți Becali, dictator. Păi Becali, dictator, trebuie să respectă ordinul, nu? Pe Daoala ați văzut roz în cap? Ce-i? Daoala s-a vopsit. Bă, într-un fel e o strategie. Nu e ceva. Nu e strategie, pe bune. De ce e strategie? Când ajungi acolo să te sperii. Păi da, mă, da. Și să te sperii și să spun și încă ceva. Ca să fie foarte vizibil ca jucător. Nu știu, chestiune de marketing aici. Nu mă, nu știu, marketing, nu știu ce. Probabil l-a învățat cineva, nu? Dar nu-i problema. Nu contează cum te colorezi la păr. Fotbaliștii au chestiunea asta. Numai că ca să poți să-ți faci lucrurile astea, acum de două nu pot să spun încă despre el. El așa e impunător, e puternic, e viteză, are cu tare, cu tare. De obicei, vedetele poate să-și permită așa ceva. Neymar, Messi, Ronaldo, ăștia, adică pot să-și permită așa ceva. Dacă n-ai ajuns vedetă, ești penibil dacă faci de-astea. Dar ăsta nu știm încă despre două, nu vorbesc despre, vorbesc la modul general. Vine, joacă la FCSB două meciuri, poate tatuat. Băi, stai puțin, stai de ajunge. Are Coman. Ai Coman, e vedetă, poate să aibă. Fii vedetă și după aia poți să ai. Tu ești vedetă? Nu ești. N-ai voie să ai. Păi da, n-ai voie dacă nu ești vedetă. Vedetele poartă așa ceva. Tu ești vedetă, tu nu am auzit de tine. GSP Gazeta, GSP Gazeta e vedetă. Pe Coman de ce l-a schimbat la pauză? Seamă că am văzut și nu știu ce, că nu știu ce, că... Bă, cum am zis el singur. El când a avut la 11.000 de a simțit ceva la coastă. Durere. I-a zis, doctorul, dom'le, nu are rost să riscăm. Și gata, n-a mai intrat. Bine, dom'le, nu mai intru. Și gata. Coman, ca să știți voi, da? Ca să le știți pentru totdeauna, la ora asta. Coman iese când vrea el. Deci pe Coman eu nu-l schimb. Coman este jucătorul care zice... Vreau schimbare. Coman nu mai poate fi schimbat. Atât de valoros este, ca să înțeleagă ăla, nu știu cine, la Digi, care nu i-a prostit pe acolo. Păi că e frustrat, că e supărat Coman. Păi cum e supărat Coman dacă iese când vrea el? El se schimbă când vrea el. Dar ce faceți acum? Că aveți două echipe, practic, și Ețima și Corp. Păi vezi, pe asta e problema și mare. Și Popescu mai vine acum, Octavian. Păi îți dai seama, și Octavian, și companie. Păi și în apărare, mai trebuie acolo ceva, totuși. Să vedem, să vedem. Bă, băieți, echipa a jucat bine, sunt mulțumit. Ce faci, mă, băi, tu nici nu vedetă, nu ieși aici telefon. Nici vedetă, nu ai și puși telefonul aici să te sune, să ne deranjeze. Ia ziceți, altceva. Se antrenează, mai așteaptă, nu? Băi. Nu știu, nu pot să spun. Dați pe TikTok toate? Hai ca să vadă, e cam e de chiar.